Te salut în IT World! Hai să explorezi! Dacă avem un număr natural N, putem să punem următoarea întrebare. Oare există două numere naturale, X și Y, pentru care N este chiar produsul acestor două numere? Dacă există, spunem că atât X cât și Y sunt divizori ai lui N. Mai putem să observăm că orice număr se poate scrie, orice număr N, se poate scrie ca fiind produsul dintre 1 și N. Adică N este egal cu 1 ori N. 1 ori N este N pentru orice număr. Din această cauză, 1 și N nu sunt divizori, nu sunt considerați divizori proprii. Ei se numesc divizori improprii. Bineînțeles că restul divizorilor se numesc divizori proprii. 6 și 35 sunt divizori proprii ai lui N, pentru că 6 ori 35 rezultă exact 210. Și mai știm că 210 se poate scrie și ca 1 ori 210, dar nici 1 și nici 210 nu sunt divizori proprii, așa cum am zis mai înainte. Dar se pune întrebarea, oare N mai are și alți divizori, în afară de divizorii enumerați? Hai să o luăm algoritmic, pentru că scopul nostru, până la urmă, este să redactăm o aplicație în Scratch care calculează divizorii unui număr. Începem să verificăm. De la 2, x egal cu 2, este divizor al lui n. Dacă da, împărțim n la x și obținem un y, care este și el, așa cum am mai zis, divizor al lui n. Apoi încercăm cu x plus 1, cu x plus 2, cu x plus 3. Deci la fiecare pas o să mărim valoarea lui x cu câte o unitate și obținem un nou x și verificăm dacă acest nou x este sau nu divizor al lui n. Bine, dar apare o întrebare. Oare în Scratch avem posibilitatea să verificăm dacă un număr este sau nu divizibil cu altul? Și pe de altă parte, am văzut că x pornește de la 2 și este înlocuit cu x plus 1, adică cu 3, x plus 2, adică 4, 5, 6, 7 și așa mai departe, dar oare până la ce valoare are sens să facem încercări. Știți oare răspunsurile corecte? Ei, la prima întrebare, răspunsul se bazează pe faptul că dacă X este divizor al lui N, sau altfel spus, N este divizibil cu X, atunci restul împărțirii lui n la x trebuie să fie 0. Da. Iar pe de altă parte știm formula pentru restul împărțirii în Scratch. Am avut n mod x. Dacă n mod x este 0, putem fi siguri că n este divizibil cu x, respectiv x este divizor al lui n. Deci asta se poate verifica ușor. Și să nu uităm că Y, care se obține prin împărțirea lui N la X, este și el divizor al lui N.
La a doua întrebare, adică întrebarea până unde trebuie să mergem cu acel X, deci începând de la 2 și așa mai departe, 3, 4, 5, 6, până unde trebuie să ne oprim cu valoarea lui X? Sau X poate crește până la infinit? Poate că răspunsul la această întrebare, răspunsul corect, pare ceva mai greu de ghicit. Poate dacă luăm un exemplu, o să înțelegeți mai bine. Hai să vedem. 36, de exemplu, se divide la 2 și avem acel Y care se calculează din N supra 2, adică 36 supra 2, și obținem 18. Deci, la împărțirea cu 2, am obținut imediat 2 divizori proprii, 2 și 18. Cu 3 obținem tot așa 3 și 12. Cu 4 obținem 4 și 9. Cu 5 nu obținem divizori, pentru că 36 nu se împarte fără rest la 5. Cu 6 iarăși obținem divizibilitatea, dar rezultatul este tot 6. Deci acum să vedem. Are sens să continuăm. Constatăm că după perechea 6 cu 6, nu mai obținem niciun divizor. Deci iată răspunsul la întrebare. Are sens să continuăm doar dacă X ori X este mai mic sau egal cu N. Da. În unele cazuri observăm că numărul ales de noi nu are niciun divizor propriu. Dacă N nu are divizor proprii, atunci spunem prin definiție că N este număr prim. Aplicație în Scratch. Alegeți doi actori și setați un fundal care vă convine, care vă place. Citiți un număr natural N de la tastatură. Determinați și afișați divizorii proprii ai lui N. La găsirea unui divizor X, actorul 1 să afișeze timp de 5 secunde valoarea divizorului X, iar actorul 2 să afișeze valoarea care se obține prin împărțirea lui N la X, adică valoarea Y egal N supra X, care, așa cum am zis, este la fel un divizor al lui N. Apoi, cei doi actori să danseze simultan timp de 10 secunde. Să vedem cum am putea să proiectăm acest algoritm. Pentru început trebuie să aleg doi actori și un fundal. Creez variabilele N și X. Aleg puzzle-ul când se dă click peste guleț și construiesc programul Scratch pe baza următoarei schițe. 1. Citește N de la tastatură. 2. Setează X la 2, pentru că vrem doar divizorii proprii. 3. Aici urmează o structură repetitivă care se va opri numai când X ori X va deveni mai mare decât N. Adică ciclul se reia dacă X ori X este mai mic sau egal cu N. Așa cum am discutat în slide-urile anterioare. Care sunt instrucțiunile care trebuie să se repete? A. Dacă N mod X egal cu 0, adică dacă X este un divizor al lui N, atunci să se transmită mesajul 1 pentru factorul 1, care la primirea acestui mesaj va afișa timp de 5 secunde valoarea variabilei X. Apoi, se transmite mesajul 2
pentru actorul 2, care la primirea acestui mesaj afișează N supra X, care este tot divizor al lui N, timp de 5 secunde. Și în sfârșit se transmite mesajul 3, iar la primirea acestui mesaj, ambii actori vor dansa timp de 5 secunde. B. Setăm X la X plus 1, așa cum am arătat anterior. Observați că la actorul 2 putem eventual verifica dacă X este egal cu N supra X. Dacă da, poate nu mai afișăm N supra X, X fiind egal cu N supra X, să nu se afișeze un divizor de două ori. Să vedem în primul rând cum funcționează aplicația Gata Făcută. Și să introducem 36, exact exemplul din partea teoretică. Să vedem. Dan a găsit un divizor și anume 2. Anina vine cu perechea acestui divizor și anume 18. 2 ori 18 sau 18 ori 2 este 36. Între timp, Dan a mai găsit un divizor și Anina la fel. 3 cu 12. 3 ori 12, 3 ori 12 egal 36. Dan a mai găsit un divizor, 4, la care Anina răspunde cu 9. 4 ori 9, 36. Să vedem care va fi următorul divizor. Dan găsește divizorul 6. Anina găsește tot 6 și din acest motiv se afișează nu mai există divizori. Să vedem acum implementarea în Scratch a acestei aplicații. Programul principal conține exact acele elemente care se regăsesc și în proiectul aplicației, adică citirea lui N de la tastatură și setarea răspunsului sau stocarea răspunsului în variabila N. Se setează X la 2 pentru că vrem să găsim doar divizorii proprii ai lui N. Ciclul sau structura repetitivă principală a aplicației repetă instrucțiunile din interior până când X ori X devine mai mare decât N. În primul rând, se verifică cu ajutorul blocului dacă. Se verifică dacă restul împărțirii lui N la X este sau nu este 0. Dacă N mod X este 0, asta înseamnă că X este un divizor al lui N. Și așa cum am precizat în descriere, în acest caz se difuzează un mesaj pentru actorul Dan și se așteaptă 6 secunde. Apoi se difuzează mesajul 2 pentru actrița Anina și se așteaptă 6 secunde. Apoi se difuzează mesajul 3 pentru ambii actori și se așteaptă 6 secunde. Deci după ce am încercat să împărțim N la X, urmează să luăm următoarea valoare pentru X. Adică, în loc de X, vom avea X plus 1.
Dacă x a fost 2, se trece la x egal 3. Dacă a fost 3, se trece la x egal 4. În loc de x, avem x plus 1, până când x ori x devine mai mare ca n. La finalizarea acestui ciclu, avem un puzzle prin care se afișează am terminat. Fiecare personaj are atașat de câteva blocuri pe care trebuie să le execute. Când Dan primește mesajul 1, se execută doar această instrucțiune. Când Dan primește mesajul 3, va trebui să execute aceste instrucțiuni. Tot așa și Anina are două blocuri atașate. Anina are de efectuat aceste instrucțiuni din acest bloc în momentul în care primește mesajul 3. Este vorba de dansul Aninei. Dacă la rulare aici introducem un număr prim, 37 de exemplu, uitați-vă, nu se întâmplă absolut nimic. S-a citit valoarea 37, dar nici X, nici Y nu a fost prelucrat și imediat Dan a afișat mesajul am terminat. Asta pentru că 37 nu are divizori proprii. Încercați să rezolvați în aplicația pe care o construiți acest aspect. În momentul în care se introduce un număr prim, să se afișeze că acesta nu are divizori, acesta este un număr prim. Succes!